Probabil cea mai mare scurgere de parole din istorie a avut loc luna asta. Pe un popular forum de hackeri a apărut un document text de 100 de giga în care sunt parolele a peste 8,4 miliarde de adrese de mail. Documentul ăsta conține și o scurgere anterioară de date care conținea peste 3 miliarde de adrese de mail și de parole. Mă rog, ideea este că ar trebui să vă schimbați și voi parolele urgent. Există un site pe care puteți să vă introduceți mailul și vă spune dacă parola voastră a fost spartă sau nu. Eu am două adrese de Yahoo și aparent amândouă au fost compromise. Motiv pentru care mi-am schimbat urgent parolele. Vă las link în descriere și cu articolul și cu site-ul pe care puteți să verificați dacă mailul vostru a fost hăcuit. Cu plăcere! În alte știri, îl mai țineți minte pe Alexei Navalny, care e în pușcărie acum în Rusia pentru că se opune regimului lui Putin. E bine, zilele astea, organizația lui, care luptă pentru o Rusie fără corupție, a fost declarată organizație extremistă. Tot zilele astea, fostul director a unei formațiuni politice Open Russia a fost arestat și riscă 6 ani de închisoare pentru că a făcut o postare pe Facebook în care îndemna cetățenii să voteze candidați independenți la alegerile locale. A fost acuzat de participarea la o organizație nedorită. Și pentru asta riscă 6 ani de închisoare. Ferească Zamolxe de așa regim nazist ca al lui Putin. De poetul ăla care s-a interceptat cu niște agenți de-a lui Putin și după a ajuns în comă? Da, da. Stai că am știre aici. Un poet din Rusia a intrat în comă la 2 zile după ce s-a intersectat cu agenții secreți care erau pe urmele lui Alexei Navalny. Adică toți care sunt în jurul lui Navalny mor ca muștele. Otrăviți, calcă mașina, un meteorit. Nasol. Da, nu e foarte subtil Putin ăsta, adică, dar cred că nici nu vrea să fie subtil. Cred că vrea să, ca lumea să vadă că el își elimină oponenții, da, otrăvindu-i. Le fie frică oamenii. Ca să bage frica în ei, da, deci cred că asta, el asta face de fapt. Mă rog, și ce voiam să vă spun cu știrea asta? Păi să vă informez în primul rând și să vă arăt că de fapt în România nu este atât de nasol. Ba din contră, chiar e ok. Adică văd din ce în ce mai mulți oameni care încep să își exprime opiniile și preferințele politice. Mai ales în perioada alegerilor, ceea ce este foarte bine. Este un semn bun al unei democrații sănătoase. Și eu fac la fel, la alegeri. Ca cetățean am și eu preferințele mele politice. E logic. În Rusia lui Putin, în schimb, nu e logic, e chiar periculos. Bă, mi-ați trimis săptămâna asta niște clipuri bombă. Mulțumesc frumos! Primul pe care vi-l arăt este cu tipul ăsta care traversează regulamentar strada. Însă vorba aia, degeaba ai tu grijă dacă n-au alții. Da, uneori viața e o javră. Sfinte, emoticon, să vină poliția animalelor. Potaia a fugit de la locul faptei. Săracul om, purta și mască, probabil era și vaccinat și cu toate astea tot era să o mirlească. Probabil câinele o fi avut un prieten sau ceva care a fost călcat de mașină. Și acum s-a răzbunat, știi? Deci gonește, nebunește prin oraș să calce oamenii pe trecerea de pietoni, știi? Și poate fi lovit mai mulți înainte, asta doar numai pe ăsta l-am prins pe cameră, cine știe pe cât s-o mai fi luat câine. Să zice ce viteză a avut dacă l-a dat pe spate pe omul. Bă, efectiv l-a dat pe spate, săracul. Și omul se ce ține de șoldă, adică s-a și lovit un pic. Al doilea clip pe care l-am primit este de la Danci Constantin și este copilul ăsta la zoo care încearcă să hrănească o girafă. Aoleu, Ionuț! Era să te pape girafa! Nu înțeleg ce fel de legătură puternică avea copilul ăla cu frunza aia de nu i-a dat drumul nici când girafa l-a ridicat la 2 metri în aer. Părinții lui trebuie să fie tare mândri de el.
Uite, vezi, dacă s-ar ține de școală, la fel cum se ține de frunza aia, ajungea departe în viață. În clipul precedent vă întrebam cum scăpăm de cancel culture. Sorin Stoian spune, haters gonna hate. Nu cred că se mai poate opri curentul cancel culture, mai ales într-o lume tot mai muribundă, de grijă altuia și capra vecinului. Să știți, Sorin, că sunt de acord cu tine și apropo de cancel culture și de hateri care sunt instigați și agitați, am făcut un clip, deja l-am filmat, și o să-l postez duminică despre cum a fost hărțuit două zile de fanii Creative Monkeys. Da, apare duminică, nu o să zic aici mai multe pentru că n-are rost, o să spun acolo toate chestiile. Da, ăsta a fost clipul, dragilor, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez și să-mi scrieți jos în comentarii, nu în descriere. La trecut am zis descriere. Serios? Da, și m-au taxat. Prostule, e descriere, e comentariu în descriere. Bătrâne și eu. Vreau să știu, care e parola voastră? Crezi că o să o dea? Da, sigur. Vreau să știu. Eu sunt Mihai Alexandru Haș, iar voi urmează să aveți o săptămână excelentă oriunde v-ați afla. Vă pupă Hașul, bă. Pa! Când fiecare zi am vițe de ghetto, oh. Nu mă întreba ce înseamnă, că nu știu nici eu, oh. Nu te băga în seamă, că sunt un dilo, oh. Te-ai drumul de aici, bada, bagnia.